Salutare prieteni și bine v-am găsit la un episod de Assassin's Creed Revolution. După cum știți, în episodul anterior am luat multe creșuri înspre final și eu din greșeală am șters salvarea. V-am vorbit eu acum vreo o lună de zile că a trecut foarte multă vreme de atunci. Și am luat foarte multe creșuri și am șters din greșeală salvarea și am început din nou jocul. Deci a trebuit să fac toate chestiile alea din nou. Au rămas unele chestii secundare pe care nu le-am făcut, dar am vrut să înaintez foarte, foarte repede ca să văd dacă mai au creșul ăsta nebun, că nebunesc, am luat creș după creș, pur și simplu zona aia e blestemată, o să vedeți imediat. Pentru că nu sunt foarte departe de acolo. Și să sperăm că va merge totul bine, am emoții. Vreau să termin jocul ăsta neapărat. Deci seria Assassin's Creed pur și simplu zici că e blestemată. Numai creșuri, numai bug-uri. Și culmea e în zona lui Altair, nebunul. Doamne ajută să meargă bine, Doamne ajută. Sper să nu iau niciun crash de data asta și să meargă totul bine, conform planului. M-am uitat puțin și pe internet să văd o rezolvare, o singură rezolvare am găsit-o cât de cât. Acum să vedem, ci că să dezactivez toate nucleele, procesorul, că ar fi din cauza asta, deși nu prea cred, o să încerc totuși. Dacă mi-au creș, o să încerc și chestia aia. Sper să meargă, Doamne ajută. Sunt foarte aproape, imediat o să ne întâlnim cu fiul nostru. Altair are un fiu. Acum nu știu dacă e a lui. Dar vom vedea. O să dăm skip aici. Că ați mai văzut odată chestia asta, nu are rost să o mai vedeți încă o dată. Deci dăm skip. Nu știam eu de unde se dau skip la naiba. Am aflat și chestii noi și cum să facem bani, pentru că l-am așcat odată și am aflat niște chestii interesante, cum să faci bani mai ușor. Nu știam eu. Și bineînțeles, hai să îi batem pe ăștia rapid. Bine, normal și normal ar trebui să plecăm, dar îi batem așa. Aaa, nu mai are, na. Altair, bineînțeles. Mai are armă, lol. Amin. Ok, hai să plecăm de aici. Escape the area. Bineînțeles că nu o să ne batem cu toți ăștia, că nu are rost. Încerc eu să plec pe aici dacă aș putea, dar nu mă lasă fișăturile astea, bineînțeles. Ăla-i. Nu avea rost să ne batem cu aia, chiar nu avea rost. Vreau să ajung în locația aia să văd dacă mai au creș. Suntem foarte aproape. Doamne ajută să nu ne luăm. Pentru că nu la jumătatea jocului și ar fi păcat. Chiar ar fi păcat să nu putem mai înainta. O singură rezolvare am găsit și aia nu știu dacă va funcționa sincer. Da, aici. O să dăm din nou. A, nu pot să-i dau, ok. Aici îmi luam eu creș. Da. Hai să vedem dacă ne mai luăm creș. Ok, l-am bătut pe ăla, nu mi-am luat creș până acum. Deci aici am luat eu creș mereu. În zona asta, te rog, Doamne. Te rog, nu da creș. Ok, l-am bătut și pe al doilea și nu mi-am luat creș. Ok, am bătut și... Ba da, mi-am luat creș. Mi-am luat creș, prieteni. Deci aici ți-ai creș. Ah, și-am bătut cât ți-am bătut, am trecut aproape. Bă, bă, iată-le, n-ai cum. O să încerc și manevra asta. Ce am căutat-o pe net să vedem dacă funcționează. O să fie un lag foarte mare, deci, ca să știți. Pentru că o să meargă 10 FPS-uri, cred. Dezactivez toate nucleele procesorului. Da, e lag, mamă ce lag. Dar numai așa cred că putem. Acum să vedem, dacă ne luăm creș așa, nu mai am nicio soluție, pur și simplu n-am nicio soluție.
E foarte mare lag. Până acum. Cum am ajuns cu ăsta până aici? Am mâncat și gura ta, uite cum m-a dat mai dinainte. Hai să vedem. N-am ce face, se vede în lag, am 14 frame-uri pentru că am dezactivat alea. Dar văd că mă dau mai dincolo. O să fie greu pentru mine să mă lupt cu ăștia. E foarte mare lag, credeți-mă. Că n-am ce să fac, pur și simplu. Asta e singura soluție ca să nu mi-au creșt în zona asta. Aoleu, și ăla meu s-a dus. Fuck. Să mă duc după ăla, mamă ce lag e, frate, am 18 FPS-uri. Dar n-am ce face. Sper să nu fie foarte mult. Ăla e sus, dar acum îl nimeresc, frate, că uite ce lag e. Am 25 de cuțite, ceea ce e foarte bine. Ok, ăla a fost. Nice. Hai să vedem, prieteni. Bă, cred că asta e soluția. A avut dreptate băiatul ăla. Înseamnă că din cauza procesorului am dat de-a creșul. Generația 9 și ceva nu e compatibil cu nucleu. Bă, a zis bine băiatul ăla, jur. Nu mi-am luat creș până acum. M-aș băga acum nucleile, că am trecut cam de zona aia. Dar mi-e frică că mi-au iară creș. Hai să vedem. Hai să vedem ce o fi. De luăm creș, știm rezolvarea măcar. Dar asta e rezolvarea, bă băiți, asta e rezolvarea. Bine, e bine așa, chiar dacă o să avem puțin lag, e bine. Sper să nu iau creș acum pe tot jocul, că ar fi foarte nasol. Deci hai să activăm din nou toate procesurile, toate nucleile. Bam. Da, acum. Nu, creș din prima. Creș din prima, bă. Deci nu ai cum. Mai încerc o dată. Din, dacă știi măcar care e nucleu, Bruna. Nu, că o zis ăla că toate, chiar dacă e unul, trebuie toate, pur și simplu, să lăs doar unul. Asta cred că o să fac. O să tai și nu o să-mi iasă, bă. Atunci o să facem mai nevoie. N-am ce face, trebuie să mă joc în 10 frame-uri. Și e foarte greu să te joci în 10 FPS-uri, credeți-mă. Ca Felipe, adică Felipe e obișnuit aici să joace în 10 FPS-uri. Bă, am 14. 18. Da, și uite că nu se mai baguiește ăla, cred. Sau unii... Bă, na, de ce nu-mi targetează? Nu mi-l mai targetează. Ok. Mamă, deci când îmi focusează într-un așa hal, fără de hal. We cannot let them catch us. Unde fugi, mână tărăule? Mamă, dacă sar până acolo e bine. Am sărit, ești nebun. Eu la asta, asta mă rog, să nu iau crești de fiecare dată. Mamă, câți sunt aici, frate? Măcar nu-mi iau crești, vedeți că nu-mi iau crești. Dacă am dat așa. He will die. One day he will pay. Mamă, n-a ajuns cuțitul acolo. Să mă duc să-l bași și pe ăla, bro, vorbesc serios. Bă, ăsta s-a băguit, ce naiba e aici? Ce face ăsta? Ieși acasă, urâtule. Hai că nu merge chiar atât de rău, guys. Nu merge chiar atât de rău. Măcar nu mi-au creșt, frate. Măcar trecem de partea asta. Sper să nu se baguiască și pe cealaltă parte a jocului. Sper, Doamne. Iisuse, ajută-mă să termin jocul ăsta. Oare mai ține mult partea asta cu Altair? Chiar nu știu. Băi, ești nebun.
Am la alea infinite, ceea ce e foarte bine. Văd că nu-mi scade. Mamă, cât sunt aici? 8. Am infinit, ceea ce e foarte bine, bat foarte ușor. Nu trebuie să ne chinuim. Cu lagul ăsta oricum era greu. Bă, nu știu cum i-am dat-o, dar i-am dat-o la Bulangiu. Și mai vin 3. Oh, yes. Hai să vedem ce se întâmplă. Are ăla artefactul. E bine că n-am luat creier și bine, bă, îi mulțumesc acele persoane. Nu mă gândeam că e adevărat cu dezactivarea tuturor nucleilor. Deci procesorul, băi, divină. Procesorul nu e ceva compatibil cu ăsta. Mă gândesc. Maria, my love. Sper că am terminat partea asta cu Altair. Doamne, sper. Dacă mergea bine, mă rugam să mai continuăm cu Altair, că îmi plăcea, dar... Da. Cred că cam asta a fost. O stare curioasă dacă luăm Crash când prevenim la Enzo. Sper să nu. Nu cred că zona aia era bacuită, pur și simplu, zona aia. Nu cred că vom lua Crash pe partea asta la altă. Sper să mai continui cu Altair, mâncați-a și curata. Nu mai, am revenit cu Enzo. Ok, băgăm, am 6 FPS-uri aici chiar că-i lag, acolo măcar na. Aici am 5 FPS-uri. N-ai cum să te joci, imposibil. Acolo era o zonă mai așa și avea mai multe frame-uri. Deci băgăm toate astea înapoi, bam. Și ne plimbăm să vedem dacă ne luăm creier sau nu ne luăm creier. Am completat ăsta foarte bine. Asta am încercat și prima dată să fac, dar eu ca boa am șters salvarea, din greșeală am șters-o, credeți-mă ce supărat am fost în acea zi, am fost foarte, foarte supărat. Pur și simplu din greșeală. Bine, băi, e bine că am terminat cu ăsta, Doamne Iisus. Îți mulțumesc. Bine că știu acum, când o să avem creș de ăsta, când ne dă creș, știm ce avem de făcut. Să spune că nu ne mai luăm. Until then, Sofia and I will continue. Avem 3 chei, mai avem nevoie de încă 2. With every passing moment, I know my chances grow slimmer. And yet I cannot help but linger some days to stay an extra hour with her, to hear her voice. O să vă arăt, mai am chestii de făcut pe care le-am făcut data trecută cu acea salvare. Mai am chestii de făcut. Am zis înainte să văd dacă mai iau creșul ăsta. Eram tare curios. Vă arăt imediat. O să le fac pe off-camera, pentru că voi le-ați văzut deja. O să mă plimb puțin pe mapă ca să văd dacă iau creș sau ceva de genul. Bun, suntem în capitolul 6. Naya Artemis s-a deblocat, nice. Mulțumim, ticuță. Da, prieteni, chestiile pe care nu le-am făcut, am făcut câteva dintre ele, ce le-am făcut și data trecută, n-au uitat chesturile astea, trebuie iară să le iau, gândiți-vă cât am stat 3 episoade ca să le iau, o să le iau pe off-camera ca să nu vă plictisez din nou, că voi ați mai văzut o dată chestia asta, de asta zic. Și bineînțeles, rebuilding, foarte multe astea, vedeți, sunt blocate, tot așa. Noi le-am mai făcut deja o dată, o să le fac pe off-camera chiar acum, o să închid episodul și o să le fac. La fel și cu recrutarea asasinilor. Și bineînțeles că după aia revenim cu misiunile. Dar până una alta vreau să mă mișc puțin să văd dacă mi-au creș. Ce se întâmplă? Continuăm cu povestea, super. Nice. Unii naiba. De ce s-a întâmplat asta, că n-am vrut să se întâmple asta? Asta e sultanul. It is a European variation. Aroko. It's interesting, but not exactly fair when you play by different rules than your opponent. You may think differently when you are sultan. Shall I take it back? Cosa crede che frate suo? I know it has been hard on you watching your father and me quarrel over Beazit's throne. Da.
Grandfather has chosen you and his word is good. Da, te-a ales pe tine. What is there to argue grandfather? Your father and I were close once, but his cruelty and ambition have made... I have heard the rumors, uncle. Ah, well, unchiul. E unchi sau nu e... I have a meeting with the vizier da. Soon. Shall we continue another time? Bun. Whenever you like. Ezio. Și a venit Ezio. Ezio creșuitul. Bine, nu era el. Altaier, bineînțeles că Altaierul ăla au viață. That is a sad sound. The last Byzantine emperor was Constantine Palaiologos. If his heir is arming a militia of some kind, this conflict will escalate. Tarek knows where the rifles are headed. If I find him first, I can follow the weapons straight to the Byzantines. He will be with his janissaries in their barracks. So if you want to get close, you will have to be one yourself. Not a problem. Güzel. Get the information you need. Ține informația, atunci poți să-l omori, după ce luăm informația. Are you sure? You told me Tarek and your father were close friends, Suleiman. This is true, but such naked treason against my grandfather. Ăla e prieten cu ăla. Intesi. E understandos. Da, și ce frumos timer aici, să mă arăt tanța. Ia să vedem, assassinate target from... Oh, hiding spot iară, aoleu. Dar trebuie să le interogăm pe Tarek ăsta. Ok, to get close de Tarek. Ok. O să fie dificil să luăm sincronizare 100%, bineînțeles. Aoleu, și chiar asta trebuie să fac acum. Nu, să facem chestia asta acum în episodul ăsta? Hai să o facem. Hai mă, să o facem. Avem și un chest aici. Am zis că îl iau eu într-un episod pe toate, dar dacă suntem aproape, îl luăm. La facem și misiunea asta, guys. Dacă tot am luat-o, o completăm ca lumea. Până la final, brodere. A să văd aici, că vreau să mai vă arăt ceva, am aflat când am jucat pentru a doua oară. Nu se faci bani mai ușor, nici nu trebuie să mai luăm chesturile alea, sincer, dar le luăm așa, ca să fie luate. Ca să deblochez și eu alea, să fac bani. Deci eu nu știam, eu trimiteam, ați văzut, eu trimiteam câte 4-5 asasini la o misiune, dar faza că eu nu era foarte atent, puteam să trimit câte unul. Vă arăt și imediat. Deci pur și simplu, avem, uite, luăm ăsta, avem dificultate 2106 mani. Aici, noi, eu trimiteam deja vreo 2-3, mă temeam. Dar uitați, aveți aici 100%, vedeți, unul singur n-a curcă 100%, înseamnă că bunul singur e destul, n-are rost să trimiți 2. Și vedeți, dacă trimitem toți ăștia, la fiecare misiune face mai mulți bani decât să trimiți 3, ați înțeles voi ideea. Deci așa faci, am făcut o grămadă de bani, sincer, uite, asta e 3000. Dificultate, 2, 6 vedem. Uite, s-a încărcat dintr-unul. N-are rost să trimite mai mulți. Trimitem unul singur. Easy. Și hai să vedem ce mai avem aici. 700. Uite, asta e dificultate mai mare. Probabil o să ne ceară mai mulți. Nu, tot unul. Super. Bine, am și level mare pe asasin. Asta e faza. Ăsta, da, aici o să ne ceară mai mulți. O dată de două ori, vedeți, 38%, 57. E bine să fii 100% ca să fii sigur să nu moare nimeni. 86. Să-i trimitem așa, n-aș vrea să-i... pierd, sincer. Hai să trimite-mă. Poate reușesc, băieții. Și așa, cam asta e chestia. Să mergem la ăla, bă. Și așa facem o grămadă de bani, avem 28.000. Faci 10.000 easy și mai avem de recrutat asasin. O să-i recrutez eu pe Ofchemara, că data trecută i-aveam pe toți. N-are rost să vă plictisesc cu chestiile astea. O să stau eu după episodul ăsta să fac toate chestiile alea secundare ce le-am făcut și data trecută, voi deja le-ați văzut odată. V-am zis încă o dată, am început din nou jocul din cauza greșelii mele, pentru că am salvat, am dat delete fără să vreau la ăla. Nu știu cine aveam făcut, dar am dat delete. Nu mai aveam salvare. Băi, și trebuia să fie un chest așa, ăsta-i. Bă, trebuie să omorâm dintr-un... O să fie greu să-l omorâm pe ăsta, sincer. Mai trebuie să-l identificăm.
Bine, bine ar fi să mă duc eu sus. I-aș da cu un cuțit cu ceva. Mă ajunge să-l omor pe ăsta mai întâi, așa zic, ca să nu mă încurci bulangiul ăsta. Nu cred că a murit, dar... cred că ăla e. Nu, ăla e popa. Ăla e popa, bă. Dar și unii ăsta, frate, că nu-l văd. O fi înăuntru? Nu cred. Nu, înăuntru nici nu poți să mergi. Dar unde e naiba ăsta, că nu-l văd? Nu-l văd, bă, băieți. Bă, băieți, nu-l văd. Fii ăla de acolo. Ba da, ăla-i. Nu, uite, ăsta-i. Cred că l-am omorât bine. Cred că l-am ierlit bine. Hai, bă, cum a fost? Bă, băiatule, cum a văzut, bă? Nu cred că m-a văzut. Mamă, și ce frumos l-am bătut cu... Da, sincronizare 50%, da, bă, băiete. Nu mă gândeam. Da, l-am văzut acum pe Bulangio. Gata. E dus. Ia uite. Trebuie să-l ciordesc. M-au văzut pișteturile alea, cred. Bă, m-au văzut alea, trebuie să-l și ascund, bă. Am înțeles, bro. Și știu și cum. Știu și cum. Asta am și vrut să fac, dar unii naiba. Trebuia să mă duc în partea aia altă, unde am sărit un fân. Acolo trebuie să mă duc să-l bag. Aici. Aici trebuie să-l bag. Am înțeles, bro. Era bine dacă l-am pe asta. A văzut cineva? N-a văzut nimeni. Așa, mâncația și curata. Hai mă, aproape aici. Bulangiule. Ah, cum stă cu ăla și nu pot să-l omor. Hai, eu fac alte manevre. Hai să ascundim, rapid. Ok, acum e ocazia noastră. Ascunde-l aici, mâncața și gura ta. Gata. Amin. Oricum, sincronizarea, că nu ne-a ieșit din prima. Putem să dăm și restart la misiune, am văzut, dar nu o să mai dau restart. Follow așa, iată, locat Tarik. Să aflăm cine a trimis armele așa de la Manuel, pe careful lui Udizan, este perfect. În regulă? Aaaa, m-am prins acum, am luat, da. Mamă, ce mișto e. Mamă, ce mișto e, brodare. Hai mă, aaaa. Ce, suntem dita mea gardeanu, bro. Vreau să văd și eu când filmează jocul, ca să fiu sigur că ar fi păcat. Sper să nu mi-au creșt acum. Ba da, cred că mi-a luat creșt. Sau nu? Ok, bun. So why has our sultan chosen a cat over our lion? Woe betide the murderer who took the life of Ahmed beloved shares the sultan's calm temperament. This enemy of civilization too much alike, must be bound and brought to justice. If you see something, say ce fac ăștia? Citizen, mă aruncă cu dealea în ăla, în popă. Nebune. E bine că am scapat, nu mi-am luat creș, mă temeam că mi-au creș după aia în continuu, dar uite că nu. Mamă, ce... Mamă, uite că mă aruncă ăștia, what the fuck, chiar că să... Aoleu. Hai, bolangiule.
Ecco, gata, ia de aici. Ca să aibă încredere ăștia noi, de alta. Mamă, nu cred, bro, că ți-au murit acolo. He is like a moth hovering around an open flame, waiting for his father to perish, so that he may step to the throne. Nu cred că are loc aia. He offered Tarek a sum of money in exchange for her loyalty. God damn you! Uite în locul ăsta. Am mai fost noi pe aici. Kardesh Larim! One of our own was found murdered and stripped of his garments not an hour ago. His body dumped like a mound of rubbish. Keep a close watch on these streets as you move about. Someone is planning to strike in our name. Dacă afla de ăla, bă. Afla de ăla, știi că cineva încearcă să facă manevre. Sultan Bayezid is a good man. Fain Tarek. Fără să se alerteze cineva de aici. Trebuie să avem grijă, bro. No, he's still a fighter. Look at the army he has raised against Salim. Ah, deja ăla Bulangiu. This is further evidence of his decline. To take up arms against his own son? He is another soldier. Uite cum așteaptă nătărâul. De să plece de acolo neapărat. Acum, în timp ce trece pe aici, da. Acum. Să moară tanța. Nu cred că m-a văzut nenorocitul. Pleacă de acolo așa. Vino cu abulanciule, hai. Hai. Ăla-i boss. Ieși acasă, nătărăule. Uite-mi cu un chest aici. A, nu cred că m-a văzut Bulangiu, nu mai iau niciun chest, am plecat. Și acum? Aha. Ah, acolo trebuie să ajung, ok. Tarek, a message for you. Opa, ăla-i Tarek. Vezi, trebuie să-l merlim. Are culare. The rifles have arrived in Cappadocia, where Manuel has garrisoned his army. Oh, în Cappadocia, acolo ajung armele alea. Evet, they will contact us when the Byzantines decamp. Then we will meet them when they reach Bursa. Everything is falling into place, efendim. Evet. For once. Da, kill Baric. Hai să vedem cum îl omorâm noi. Cum îl omorâm noi, brodare. Aha. Deci nătărâul ăla de acolo. Mi-ar trebui să o luăm acolo undeva sus, mă gândesc eu. Vreau pe ăla să-l targetez dacă aș putea. Da, cred că l-a fost. Ăla-i boss. Cațeaș, gura ta tare. What a pity. Is this the result of Suleiman's investigation? You collude with the Sultan's enemies. Așa. What did you expect would come of such treachery? I blame myself. Not for treason, but hubris. Fost pregătit pentru a musca. Preparing to strike the Byzantine Templars where they felt safest. What proof do you have of this? See, here. Okay. This will lead
you to the Byzantines in Cappadocia. Destroy them if you can. Normal că putem. You have done well, Tarek. Da, nu. Forgive me. Nu a fost chiar vinovat așa. Ok, o să protejăm. Îmi pare rău că l-am omorât acum. Redeem the honor we have lost in this fight. Nu a fost chiar băiat rău, Tarek. Nu e mai zis request-a de pace. Mamă, să vedem cum scăpăm de aici, bă băieți. Mâncați-aș gura ta, îți dai seama că nu o să mă bag cu toți ăștia. Mamă, ce aici, frate, să moară tanța. Haide, haide, încă puțin și scăpăm. Hai, mai veniți după mine, bulangilor. Dacă puteți. Bă, au venit după mine, ești prost? Crezi că au sărit după mine. Încă puțin, încă puțin, tati. Ăla a fost. Nice. Completed, nice. 100% synchronization. Amin. N-am luat de mult synchronization 100%, bineînțeles. Da, bă, băieți, avem și 30.000. O să dau eu pe off camera să repare, ale nu mai știu exact câte aveam. Aveam vreo 17 să mă uit eu la episoadele anterioare. În mare așa. Eu nu o să repar așa în mare, dar aia cu ce s-o aș vrea să fac alea, durează puțin mai mult. Da, prieteni, cam ăsta a fost episodul. Bine că am reușit să trec cu bine de partea aia cu Crash-ul și că putem continua cu jocul ăsta minunat. Let's go! Toate cele bune, respect, pa, pa!